Bună dimineața, dragilor, și bine v-am găsit la un nou vlog în această dimineață. Poftă bună la cafeluță să aveți! Bine v-am găsit și bine v-ați întors pentru un nou vlog. O să avem foarte multe discuții și în ziua de astăzi, după ce în emisiunea de ieri am avut subiecte peste subiecte, așa cum ne place nouă. Am văzut marea despărțire dintre Gaja și Alexandra, o despărțire care oricum era evidentă din ultimele episoade, dacă nu din ultimele săptămâni de episoade, ca să zic așa, pentru că se vedea clar că acolo iubire nu mai este, ci doar puțin atașament. Am avut și discuții interesante, dar și porumbei care mai scapă câte un pup, pup, pup pe aici, pe acolo. Lăsați-l pe Patrick în pace, nu-l mai acuzați de nimic, că se dă el de gol singur încet în fiecare zi. Așa că eu zic să apăsăm pe subscribe, bineînțeles, așa încetişor, și să trecem să vedem cum a început emisiunea noastră și, bineînțeles, cum a decurs. Și vedem că emisiunea a început cu ultimele discuții dintre Gaja și Alexandra. Se pare că acesta, într-un sfârșit, a prins curaj ca să pună stop unei relații care nu ducea nicăieri. Aceștia se pare că au mai încercat încă o dată și în casă de dragul momentelor frumoase dintre ei și de dragul amintirilor, dar această relație, din păcate, nu a dus absolut nicăieri pentru că sentimente nu mai exista de foarte mult timp. A fost pur și simplu atașament și obișnuință între cei doi. Adică, de ce să încerci ceva nou care este nesigur când ai ceva cu care ești obișnuit și știi că ți-a produs fericire cândva? Dar toate au un sfârșit la un moment dat. Am văzut și cât a suferit Alexandra. Plâns mult. Da, ce pot să spun? Este clar că Alexandra face și ea puțin așa pe victima. Și să vă spun și de ce. Pentru că atunci când a avut acele interacțiuni cu Patrick și nu a interesat-o absolut de Gaja, dacă Patrick îi dădea undă verde, aceasta poate era cu el și în ziua de astăzi. Atunci nu i-a apăsat prea mult de Gaja. Așa că e clar că acum dramatizează și ea și se victimizează și ea puțin. Pentru că de multe ori în aceste zile, în discuțiile dintre cei doi, când el i-a spus să se îndepărteze de Roberta pentru că nu are încredere în aceasta, pentru că o vede un om care ar călca peste cadavre ca să obțină ceea ce își dorește, aceasta nu a pus în balanță ce este mai important pentru ea. Și se pare că puiul Roberta pentru ea a fost o prioritate. Și că tot am vorbit de Roberta, vreau să vă spun că măi cât s-au străduit aceștia în ultimele zile să lase impresia de un cuplu frumos, de un cuplu perfect, vai de capul meu! Copilărisme și jocuri drăguțe între ei și declarații peste declarații, care zic eu că nu sunt urâte, adică este ceva frumos să vezi două persoane făcând chestii de genul. Pentru că se spune că iubirea nu are vârstă. Însă mi se pare că au vrut și ei să lase o imagine foarte, foarte bună, pentru că amândoi simțeau că Roberta va fi descalificată în cele din urmă. Oricum, știam și noi lucrul acesta, simțeam și noi lucrul acesta, însă cei din staff s-au hotărât să o mai țină până în gală. Foarte multă lume se întreabă pe internet de ce nu au descalificat-o pe Roberta pe loc, exact așa cum a fost la Rebecca. Mai ales că știm și de la fete, de la Teodora mai exact, că ceea ce a făcut Roberta este de două ori mai grav și a fost de două ori mai rău decât a făcut Rebecca. Însă eu cred că au ținut-o și au ținut-o în primul rând ca să se mai facă materiale pe spatele subiectului și în al doilea rând pentru că sperau că Virginia în cele din urmă o va ierta și așa nu vor fi nevoiți să o descalifice, pentru că deja au pierdut un cuplu pe Robert și pe Julie și automat dacă o descalificau pe Roberta știau că va pleca și Sebastian, pentru că acesta de foarte multe ori pe la vestiție
este, iar urlase în gura mare că el se va duce după Roberta. Și atunci de aceea au lungit subiectul atât de mult, am văzut-o și pe doamna Andreea cum evita discuția. Mai departe, i-am văzut pe Bianca noastră și pe Patrick pe canapea și lăsând la o parte faptul că Patrick i-a dat lumea peste cap Biancăi de la faza cu ecusonul, am observat un mic detaliu acolo, pentru că se pare că cei din staff au pus puțin focul, adică au focusat puțin cu camera pe mâna lui Patrick care era pe picioarele Biancăi. Și am observat acolo pe mână, pe antebraț, litera B, care poate să vină de la Bianca. Nu știu, stau și vă întreb pe cei care l-ați urmărit mai de mult. Are de mult tatuajul acela sau este ceva recent? Pentru că eu pur și simplu nu mi-l amintesc să fi fost acolo pe mâna lui. Și mi se pare că este un indiciu destul de interesant. Și mai ales că și cameramanul care a filmat a făcut focus exact acolo. Adică să se vadă și bineînțeles să ne dea de discutat aici. Oricum, foarte frumoși cei doi. Cei mai frumoși oameni. Deci nu vreau să mă înțeleagă lumea greșit absolut deloc. Eu nu am nicio problemă cu cei doi și nici nu pot să spun că cei doi sunt falși în iubire. Cred în sentimentele lor, adică a lui Patrick și a lui Bianca, și cred că ei practic au o relație și că sentimentele dintre ei doi sunt cu totul și cu totul la un alt nivel. Ce nu-mi convine mie este că cei doi au făcut o relație afară, după care ea a fost adusă în casă pentru el să ne vândă o iubire și la televizor, care de fapt era de mult, nu era creată în fața ochilor noștri. E ceva de genul cum a făcut ea la Insula Iubirii când s-a dus cu Marius Moise, într-un cuplu direct acolo. Așa a venit acum și în Casa Iubirii. Lucrul acesta nu ne este ok nouă, telespectatorilor cei care vrem corectitudine. Nici de cum nu are nimeni treabă cu el personal. Mergem mai departe și vedem discuția interesantă dintre Julia și Anthony, cei doi sezonieri care s-au gândit ei să facă materiale în ziua de ieri. Julia se cere la Anthony să vorbească cu el după ce știm foarte bine că în momentul în care Rebi era în casă și era în scandal cu acesta, ea îi ținea parte atacându-l pe Anthony. Dar viața merge înainte și toate se uită, nicio problemă. Auziți la Anthony al nostru că o place pe Alexandra, că Alexandra este genul lui de fată. Incredibil ce poate să spună acesta după ce știm foarte bine că a vorbit foarte urât de ea în afara emisiunii. Dar ce să facă și el? Trebuie să facă materiale neapărat, așa că îi dă contre lui Gagea. De când a plecat Rebia, că am rămas singur. Chris i-a dat kicks și l-a lăsat în pace, iar el lui ce i-a mai rămas de făcut? Doar ce știe cel mai bine, Mahala și cam atât. Vai, 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 deci face porumbelul acesta voiajor căcăcel peste căcăcel în fiecare zi, dragilor. Poc aici, poc aici, de la cereale cred că sunt stricate sau de la ouăle din casă, cine știe. După ce alaltăieri Patrick al nostru ne-a spus că începuturile relației lui cu Bianca Giurca le-a trăit afară și nu în casă, ieri s-a scăpat acesta din nou, de fapt s-au scăpat amândoi, spunând că ei doi se cunosc de un an jumate doi și că ea i-a dat lui shutdown din prima pentru că a îndeplinit criteriile care l-au făcut pe el să se îndrăgostească de ea. Mi se pare incredibil. Când este acum un an jumate sau doi? După despărțirea de Nona? Nici nu trebuie să zică nimeni adevărul despre cei doi, pentru că în fiecare zi îi lăsăm în pace și uite că se dau ei singuri de gol încet încet. Am revăzut și am văzut de fapt cât de afectată este Virginia de subiectul și de situația prin care a trecut. Robbie a încercat acolo în grădină numai să-i spună că probabil și Julia are o vină pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru că atitudinea ei a putut să schimbe multe, felul în care ea s-a dus la baie să-i spună Robertei, dar bineînțeles că aceasta s-a dus să instige. Cum a deschis subiectul Virginia noastră, a răbufnit și maică nu a început acolo să plângă. După astfel de chestii, dragilor, puteți să rămâneți și cu traume, mai ales în rândul
femeilor, să zic așa, care sunt mai sensibile. Iar pe calea aceasta vreau să vă spun că nu încurajez violența de niciun fel. Cine dorește violență să se ducă în ring, acolo, în ringul de box, în ringul de K1, așa, și să facă violență. Vai, Doamne, câtă aroganță și câtă prostie pe acest Anthony. Avea și el 2 lei. Mi se pare incredibil. Și uite, după, dacă avem o părere urâtă despre el sau comentăm urât sau așa, poate se supără și poate se supără și alții. Dar când vezi astfel de faze și astfel de fapte, nu pot spune decât lucrurile astea despre el, vă spun sincer. Un copil imatur și prost educat, atâta pot să spun. Cu aere care, din punctul meu de vedere, nu se numesc aere, se numesc bășini. Iar în jurul lui, pe unde trece, în ultima vreme, atât când deschide gura, cât și după acțiunile pe care le face, pute a prostie din calea afară. Hai că a dat-o ca și glumă după, dar astfel de glume nu se fac, adică iau 2 lei și arunc în tine. Nici dacă ai fi milionar n-ai face, nu ți-ai permite. Auziți la Patrick al nostru ce spune, când ajunge țăranul la televizor, așa vorbește. Într-adevăr, Gagea nu prea s-a putut controla și mi se pare și mie că a vorbit puțin mai deplasat. Dar să-l scuze Patrick acum, ce să facă și el? Nu toată lumea știe să le împacheteze atât de frumos și să le dea cum le dă Patrick. Și știm foarte bine, am avut destule cazuri. Virginia, Teodora, Alexandra, toate joculețele făcute cu acestea și felul lui frumos și carismatic de a vorbi, exact așa, în stil orășenesc. Stil pe care țăranii, din păcate, nu știu să-l adopte, că sunt așa mai dintr-o bucată. Dar ce să facem? Noi țăranii rămânem cu sinceritatea, ei, ca să zic așa, rămân cu felul ăsta de a trăda pe față. Of, 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 dar cât de frumos și cât de repede închide doamna Andreea subiectul cu scandalul petrecut la vestiare dintre Virginia și Roberta, în momentul în care Robby o dă vinovată pe Julia, pentru că aceasta a dus porumbelul din vestiar în baie Robertei și l-a pus în lumina în care a vrut ea, bineînțeles. În loc să amelioreze situația, aceasta mai mult a pornit-o. Dar cum să o dea cineva vinovată pe Julia într-un anumit fel? Bineînțeles că doamna Andreea închide repede subiectul și spune că o să discutați mâine de la 10 și de la 4:30 și așa mai departe, ca să se mai lungească și să se mai facă subiecte. Foarte, foarte drăguț. Și uite așa, dragilor, am ajuns și la promo-ul de astăzi, unde felul principal pentru Anthony este Alexandra, iar Sebi al nostru nu mai poate fără Robert. O să avem din nou o zi interesantă după ce mai multe fete de acolo din casă realizează că Anthony tot ceea ce face, face doar ca să-i dea contra lui Gagea. Până și Alexandra este cea care își dă seama de lucrul acesta, însă știm foarte bine că din lipsă de subiecte și mai ales ca să-i facă în ciudă lui Gagea, pentru că o văd și pe ea destul de răzbunătoare, cred că o să accepte interacțiunile cu Anthony imediat. Așa că ne putem aștepta la orice. Iar mai departe, când vine vorba de Roberta și de Sebastian, doar ciocolată și miere o să vedem între ei până când va fi aceasta descalificată duminică în gală. Deci avem la ce să ne uităm, avem ce să comentăm, avem despre ce să vorbim și ce putem să zicem? Asta facem. Da, dragilor, cam acesta a fost vlogul din dimineața aceasta. Să-mi spuneți și voi părerea voastră în comentarii, dacă vi se pare amuzant cum se scapă Bianca și Patrick în fiecare zi câte puțin. Eu vreau să vă spun că dacă stai să le pui toate cap la cap, practic încet încet se cam dau ei de gol singur, chiar fără dovezi de afară. Fără dovezi de afară. Pentru că uitați-vă și la reacțiile lor în momentul în care își dau seama că greșesc. Patrick imediat a schimbat subiectul și a ridicat mâinile sus așa, dându-și seama de greșeala făcută. Lăsați-mi părerea voastră acolo în comentarii. Mi se pare foarte, foarte amuzant și totodată să-mi lăsați părerea voastră în comentarii dacă ați ajuns la saturație
cu acest Anthony sau Alain Delon, cum i-a mai spus Moldo. Mie mi se pare că ceea ce face, o face intenționat, adică, nu știu, caută scandal. Și bineînțeles, dragilor, dacă ați ajuns până aici cu mine în această dimineață, știți foarte bine ce urmează. Dar înainte să vă spun, am văzut că multă lume mi-a scris acolo în comentarii, adică multă lume, mai multe persoane, că Sorin, vrem calitate mai bună a videoului, pentru că mai multe persoane vor să și descarce vlogurile tale. Și mi-a cerut să pun într-o calitate de 1028 și 60 de FPS-uri. Însă mi-este greu să fac lucrul acesta datorită memoriei, pentru că nu am foarte multă memorie în telefon, ar trebui să-mi schimb telefonul, să-mi iau un telefon cu o memorie mult, mult mai mare și pe lângă asta se descarcă foarte greu vlogurile, adică din aplicația în care eu le modific și le creez acolo și în plus se încarcă foarte greu pe YouTube. Dar principala problemă, vă repet, este memoria, pentru că în momentul în care un vlog, să zicem, are 2 giga, eu dacă îl convertesc din 1028 în 720, din start, din 2 giga mi se face 1 giga 200. Și lucrul acesta mă și ajută să salvez și în același timp să și încarc mai repede sau uploadez mai repede pe YouTube. Dar pe viitor îmi voi achiziționa un telefon mai bun, o cameră mai bună, probabil cu memorie foarte, foarte multă și atunci vom avansa și calitatea. Așa încet, încet le facem pe toate, dragilor. Încet, încet, nu pot să le fac nici eu pe toate deodată. Dar cam asta este problema și oricum mă bucur pentru că și voi îmi dați sugestii. Și dacă ați ajuns și până aici, bineînțeles, să apăsați și pe butonașul de like pentru că mă ajută foarte mult și să vă abonați la canal dacă nu v-ați abonat încă. Și dragilor, încă ceva, să rămâneți aici aproape, să rămâneți aproape, da? Pentru că o să mai postez vloguri astăzi, știți că eu mai vin ziua și cu alte vloguri, discuții interesante, mesaje interesante și multe alte chestii interesante pentru voi. Și acum, dacă vi le-am cerut pe toate, să nu uitați, vă rog frumos, și de distribuirea vlogului, pentru că mă ajută foarte mult și vreau să ajung și eu la nivelul acela puternic, la nivelul ăla mare, mare, că numai vloggerii ăia mari, 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 fac pomelnic cu persoane care distribuie vlogul. Deci vreau să ajung și eu la nivelul ăla mare, mare, să fiu și eu vlogger adevărat. Mă înțelegeți? Vă rog eu frumos din tot sufletul. Și cam atât am avut de zis. Vă pup din suflet, vă îmbrățișez și vă doresc o zi minunată în continuare. Hai, pa, v-am pupat. Ciao.